Domnul profesor, sunt toate premisele să se la un meci spectaculos. Se întâlnesc două echipe care sunt mai mult preocupate de ofensivă decât de defensivă. Așa este, sunt două echipe cu o filozofie clară pentru atac și sigur că da, pot genera aceste două echipe un joc interesant. Farul totuși în deplasare nu prea a reușit să surprindă, mă plăcut să spunem așa. Fiecare meci este cu istoria lui. Știți cum e, la început de campionat se spune că e o cursă de anduranță, nu un sprint. Sunt pe parcursul campionatului, sunt momente mai bune, momente mai puțin bune. Important este ca noi să ne regăsim mâine într-o formă sportivă foarte bună și sigur că da, cele două echipe, în istoricul celor două echipe au fost meciuri care pe care, pe contră. Sper ca să fim suficient de puternici și luciți și să la final să ne bucurăm pentru 3 puncte, pentru că iată, au fost câteva etape în care am luat doar câte un singur punct, am mai spus-o de mai multe ori, 3 puncte nu se compară niciodată cu un singur punct, dar competiția este lungă, fiecare echipă are suișuri și coborâșuri. Pentru noi este foarte important în jocul de mâine să reușim 3 puncte. Abia ce ne-am obișnuit cu suporteri și iarăși vom fi nevoie să jucăm fără suporteri. Din păcate am mai spus-o, mai spun atâta timp cât avem un singur remediu în acest vaccin. Îndemn pe toată lumea să meargă. Mulțumesc!